schimbări majore pentru Cucu. De la noaptea târziu s-a mutat în casă nouă și are și o nouă iubită. Vedem chiar acum ce spune despre femeia care a cucerit inima și de ce o ține ascunsă de părinți. Te-ai mutat la apartament nou și voiam să te întreb dacă te-ai mutat singur. Și te întreb asta, deoarece circulă așa o vorbă că nu mai ești burlac. Voiam să știm cine este norocoasa care ți-a furat inima. Mai într-adevăr vorbesc cu cineva pe asta, dar nu pot să zic, adică e totul la început, n-ai de cum să spui că sunt într-o relație sau nu. Dar nu, m-am mutat singur, îți dai seama. Dar cine știe, habar n-am, adică nu știu cum merg lucrurile, cum o să se întâmple, dar da, sunt singur, adică sunt trecut acolo la întreținere singur. La întreținere singur? Da. În viața de zi cu zi, în inimioara ta, există cineva, ai spus? Mă, întotdeauna a existat, adică exista persoane, dar probabil nu le-am comunicat eu sau așa mai departe și ți-am spus, cum vă spun și de obicei, în momentul în care simt că, bă, o să fie următorul nivel, atunci o să anunț. Dar momentan, o țin pentru mine, e o chestie privată și, sunt ok, adică e bine. Ce înseamnă următorul nivel? Cum? Ce înseamnă următorul nivel? Nu știu, habar n-am, nu știu. Știi cum evoluează o relație, că nu știi, că la început tot e frumos și rost, dar vezi dacă există meciul ăla între tine și persoana aia, dacă există vibe. Și de multe ori s-a întâmplat, nu știu, să fiu cu o persoană o săptămână, două și după o săptămână, două, cel mai bine am zis, bă, hai să nu mai continuăm, că pare că nu e de viitor. Și mai bine așa să stai de la început decât să stai ani de zile sau cine știe cât. Și de-aia zic, nu pot să mă pronunț în momentul ăsta. Ești acuzat că petreci foarte mult timp în studio sau că muncești foarte mult și poate nu acorzi destul timp persoanei iubite? Măi, și asta e, că de când am și cu radio și am foarte multe proiecte, probabil da, că știu că mai ales voi femeile aveți nevoie de mai multă atenție. Și cel mai bine mi-a mers mie în viață când am fost cu persoane care m-au și înțeles ce fac eu și poate au fost și din zona asta artiști și chiar știau exact ce se întâmplă. Dar da, în momentul în care o să mă mai liniștesc și eu, că momentan sunt tânăr și vreau să muncesc pentru visul meu, nu stau să mă axez doar pe partea asta de relații. Adică, dacă se întâmplă, se întâmplă. Nu să stau eu să caut, să... Bine, mama e singură, mama e fiartă să îmi fac o relație, dar, ți-am zis, toate la timpul lor. Când o să veni exact aia care trebuie, așa o să fie. Ți-a zis mama acum că tot ai fost la nuntă la Emi și el a spart gheața. Hai, mamă, tu când vii acasă? Dai seama că m-a pușuit și am fost și înainte cu vreo 200 mâini la verișoara mea care e deodată cu mine, cred că cu un an mai mare decât mine și mi-a zis, uite mă mică, ea s-a căsătorit, tu nu faci și tu nuntă. Deci na, are chestia asta ca mamă, îți dai seama, mamă de 3 copii, 3 băieți, îți dai seama că îi vrea să-i vadă pe toți însurați și cu copii să aibă nepoți. Dar mai durează un pic, mai stăm un pic. Mai durează, dar îți dorești? Să ai o familie, să ai copii? Îți dai seama că doresc să am o familie, să am copii, dar momentan încă sunt eu copil. Și probabil m-ar schimba foarte mult dacă aș avea un copil în perioada asta, acum, nu știu, un an, doi. Și vreau încă să mai copilăresc puțin și după aia o să mă așez eu cumva, știi? Chit că e treaba asta, să faci copilul cât mai repede, să nu fie diferență mare de vârstă, dar nu o să-l fac nici la 40 de ani, dar nici acum, anul ăsta sau peste 2 ani, nu știu. Mai așteptăm un pic, vedem. Deci anul acesta sau peste 2 ani să nu ne așteptăm. Așa zic eu acum, nu știu ce se întâmplă, poate să fie peste 6 luni, dar n-ai